Atunci când Iisus îi vindeca pe oameni, el îi ajuta să se salveze de consecințele păcatelor prin sentimentul de prioritate a iubirii, de prioritate a sufletului asupra celorlalte lucruri. Cu alte cuvinte, Iisus îi trata pe oameni cu ajutorul înțelegerii, al iubirii, prin explicarea legilor universale. Iisus i-a iubit pe oameni și îi vindeca, ajutându-i să-și schimbe caracterul. Însă oamenii din acea vreme nu puteau să înțeleagă acest lucru și din acest motiv au văzut în învățătura lui doar un singur lucru, posibilitatea de a scăpa de neplăceri și de boli, ceea ce este un mod păgân, tipic de a privi lucrurile. Atunci când cel mai important lucru pentru om este corpul lui fizic, bunăstarea sau sănătatea lui. De dragul acestora poți să te și rogi, poți să mergi și la biserică și să te închini cuiva doar ca să scapi de boli. Deci oamenii au văzut doar posibilitatea ca Iisus Hristos să facă minuni și să scape ei de boli și să le fie lor iertate păcatele. Prin urmare, au decis că El este Dumnezeu. Haideți să judecăm logic. Dacă Iisus Hristos putea să îndepărteze unui om orice păcat, înseamnă că omul însuși nu avea nimic de a face cu acest lucru. La fel ca și cu Dumnezeu, Iisus putea să ierte orice păcate, trebuia doar să fluture din mână și să spună, păcatele îți sunt iertate, iar omul se vindeca. Dar de ce, în momentul vindecării, Iisus îi spunea omului, credința ta te-a mântuit? Înseamnă că era totuși vorba despre omul însuși, iar dacă acesta avea credință, dacă era pregătit să se schimbe, dacă iubirea ajungea pe primul loc pentru el în sufletul lui, dacă aceasta începea să-și simtă euul divin ca pe o realitate adevărată, atunci omul se vindeca. De aici reiese că Iisus nu ierta păcatele. El doar îi ajuta pe oameni să-și învingă păcatul interior, din cauza căruia aceștia își pierduseră sentimentul de unitate cu Dumnezeu și iubirea din suflet. Dacă Iisus ar fi putut ierta păcatele, El ar fi iertat păcatele tuturor, indiferent dacă un om dorea sau nu. Totuși, Iisus a venit în satul său, așa cum spune în Biblie, El nu a putut să vindece mulți oameni din cauza necredinței lor. Toată lumea spunea, oare nu este acesta fiului tâmplarului Iosif? Cum poate el să vindece? Dacă un om nu dorește să se schimbe, dacă un om nu dorește să dobândească iubire în suflet și să renunțe la ceea ce stă în calea iubirii, dacă este sceptic acel om, atunci acesta nu va putea să se vindece. Pentru a te schimba, trebuie să te dezici de sine, căci dacă omul are sentimentul de superioritate, de dreptate, el nu se va schimba. Păi de ce să se schimbe cel care are dreptate? Iisus nu a putut vindeca astfel de oameni și iertarea nu avea loc. Și în prezent, oamenii visează la vindecarea corpului, însă nu doresc să se schimbe. Aflându-ne sub influența unei gândiri primitive și idolatre, noi suntem condamnați la a nu înțelege ceea ce spunea Iisus. Învățătura creștină este învățătura referitoare la transformarea unui om. Deși mulți dintre ei i-au urmat poruncile, în chip sincer, este vorba despre faptul că oamenii au început să îndeplinească poruncile divine, uitând de ce este nevoie de ele. La exterior totul părea corect, dar la interior începuse un proces de decădere. Poruncile sunt necesare să înveți cum să te porți în mod corect, cum să-ți purifici sufletul, cum să schimbi caracterul în bine, cum să-ți deschizi sufletul lui Dumnezeu și să învingi dependența de euul omenesc, exterior, pentru a simți propriul eu divin. Dacă noi nu înțelegem că poruncile ne sunt date pentru că iubirea să domnească în suflet, dacă noi credem că este nevoie de ele pentru a fi sănătoși și bogați, atunci îndeplinirea lor duce la rezultatul contrar. Un om se roagă, îndeplinește toate ritualurile, dar sufletul lui se simte din ce în ce mai rău, deoarece nu este respectat sistemul de scopuri. Rugăciunea exprimă iubirea față de Dumnezeu, în timpul căreia omul simte unitatea cu Creatorul, dar dacă acesta devine un mijloc de a dobândi bunăstare,
sănătate și prosperitate, atunci acest lucru este deja păgânism. Lazarev, Sergei Nicolaevici.